Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare, iertare, păcatelor, robilor și Omnezeu prezenți la acest eveniment, pentru sănătatea, mântuirea, sporul și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu ca să păzească această țară, acest oraș, toate orașele și satele, Sfânta Sa Biserică pe fața întregului pământ, toate locurile creștine, locuințele noastre de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvreciori, de al neam asupra noastră război, certe noi, ca milostiv blând și lei, sinerzător să fie nou, bunul și viitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să prăște toată mânia și musaia cea dreaptă care se asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ține slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecinor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă că cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face. Orice va zice el se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru, Cel din ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubirea de oameni, adânc neajunsă, la Ta slavă, căzând cu frică și cu tremur, ca ești rog nevrednic și netrebnic, cu umilință mulțumim bunătății Tale pentru binefacere care a fost asupra robilor Tăi, Lucica și Dumitru, Aurica și Victor, Olivia și Dumitru, Cornelia și Clement, Veronica și Valeriu, Magdalena și Ștefan, Rodica și Constantin, Elena și Gheorghe, Elena și Leonardo, Georgeta și Mihai, Paraschiva și Vasile, Aurica și Grigore, Aurica și Alexandru, Elena și Vasile, Maria și Vasile, Ileana și Ionel, Rodica și Marcu, Florica și Ștefan, Alexandrina și Nicolai, Doina și Constantin, Maria și Ilie, Paulina și Mihai, Ecaterina și Costache, Aurica și Toader, Maria și Dumitru, Tatiana și Vasile, Paulina și Gheorghe, Elena și Ștefan, Maria și Gheorghe, Georgeta și Petru, Maria și Ioan,
Maria și Aurel, Elena și Dumitru, Lucica și Dumitru, Alexandrina și Mihai, Rodica și Constantin, Elena și Neculai, Angela și Marcel, Elisabeta și Constantin, Maria și Vasile, Elena și Constantin, Mariana și Gelu, Aurelia și Gheorghe, Ecaterina și Constantin, Maria și Constantin, Elena și Ioan Romulus, Maria și Gheorghe, Elena și Vasile, Anica și Gheorghe, Ecaterina și Paul, Georgeta și Vasile, Emilia și Andrei, Maria și Dumitru, Gabriela și Emilian, Ștefana și Cornel. În timpul celor 50 de ani de împreună viețuire, împreună cu familiile lor, și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul nostru te mărim, îți cântăm și te lăudăm, și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu mință nespusă și nemăsurată ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunile noastre robilor tăi, și ale robilor tăi aceștia ce s-au pomenit și asupra tuturor, a tuturor cea prezenți și cu milostivire ne-ai încitat să împlini cererile, așa și de acum înainte vrencește ne-a spărit tu dreapta credință în dragostea aceea către tine și cea către aproapele și tu toate faptele cele bune și a Dumnezeu tale bine facem împreună cu toți binecredincioși și robii tăi. Mântuiește-ne pe noi toți de toată reaua întâmplare, dărându-ne pace și liniște. Și ne vrincește pe toți totdeauna mulțumirea ți aduce cele prea bune a grecii cât a Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl cel fără de început, Dumnezeu Fiul unul născut, Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfânta Treime cea nesfârțită, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dădătorului nostru de bine acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Robilor lui Dumnezeu, pomeniți ce au împlinit 50 de ani de căsnicie, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu bună sporire, cu pace și sănătate. Și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Într-un mulți ani. Ocârmuitorilor acestei cetăți, locuitorilor ei, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu pace, cu sănătate și păzește într-un mulți ani. Mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-un mulți ani. Drept păritorilor creștini ce sunt de față, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu bună spărire, cu pace și păzește într-un mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, va fi Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse, Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dragii noștri, pentru două lucruri, generația mea e datoare să vă mulțumească pentru că ne-ați clădit acest oraș, pentru că dumneavoastră ne-ați oferit prin truda domniilor voastre tot ceea ce avem astăzi. Și pentru faptul că ne-ați învățat credința de la dumneavoastră, generația mea a învățat să se închide Dumnezeului în adevăr. Îl felicit pe domnul primar pentru această acțiune excepțională, pentru că nimic nu poate fi mai creștinesc decât să abuzezi de recunoștință. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea voie bună, sănătate și tot ce vă doriți. Doamne. Bună ziua, vă spun și eu. În primul rând, aș dori să vă invit să luați loc.
Mulțumim părinților celebranți pentru frumoasa slujbă și pentru cuvintele de Duh transmise. Mă bucur și eu să ne vedem la această ocazie deosebită în rând pentru dumneavoastră. E o mare bucurie pentru mine, dar sunt convins că și pentru dumneavoastră vine ca o recunoaștere a ceea ce ați realizat dumneavoastră în 50 de ani de căsătorie. Practic, sunteți un exemplu pentru întreaga noastră comunitate. Un exemplu de înțelegere, un exemplu de fidelitate, un exemplu de dragoste, de toleranță, pentru că până la urmă asta este căsătoria. Mai lași, mai pui compromisuri, ca și în viață. Și de aceea vreau să vă felicit pentru faptul că ați ajuns până la această frumoasă vârstă, 50 de ani de căsătorie. Să vă doresc mulți ani continuare, cu sănătate, să vă bucurați de copii, să vă bucurați de nepoți, de ce nu și de strănepoți, astfel încât cu toții să trăim într-o comunitate frumoasă, într-o frumusețe de oraș, așa cum este Romanul. Vă spun și eu la mulți ani, cu multă sănătate, să vă dea Dumnezeu tot ce este mai bun și să aveți parte de sărbători frumoase, în liniște, să-i aveți pe cei dragi alături de dumneavoastră și împreună să trecem noaptea dintre ani. Vă aștept în centru, acolo unde avem mai multe surprize și de asemenea un superb foc de artificii care sunt convins că va rămâne în inimile și în memoria dumneavoastră. La mulți ani încă o dată, cu multă sănătate! În cele ce urmează vom începe evenimentul în sine. O să vă invit pe fiecare să veniți alături de mine, vă voi mâna câte o diplomă. Vom face o poză și ulterior rugămintea mea să trecem pe la colega noastră, astfel încât să și semnăm documentația aferentă acestui eveniment. Așadar, invit alături de mine pe membrii familiei Lucica și Dumitru Amarandei. Se pregătește familia Aurica și Victor Ancuța. Să rămână, bună ziua! Deci vreau să dau citire diplomei care va fi acordată fiecăruia dintre dumneavoastră. Așadar, primăria municipiului Roman acordă diplomă familiei Lucica și Dumitru Amarandei la sărbătorirea Nunții de Aur. Să trăiți în continuare în bună înțelegere, să fiți sănătoși și să primiți numai bucurii de la viață. La mulți ani! Se pregătește familia Cornelia și Clement Antăluca. Se pregătește familia Artenie, Valeriu și Veronica. Haideți,
Se pregătește familia Avădănii, Ștefan și Magdalena. Se pregătește familia Balmoș Constantin și Reodica. Se pregătește familia Borș, Gheorghe și Elena. Așa, ca să nu acoperim, bravo, da? Aici privim, aici este domnul. Așa, atenție. Puneți-vă la colegată, da? Doamna lui? Se pregătește familia Burlui, Leonardo și Elena. Se pregătește familia Cadar, Mihai și Georgeta. Se pregătește familia Chelariu, Vasile și Paraschiva. Se pregătește familia Ciuchină, Vasile și Elena. Se pregătește familia Cojocariu, Vasile și Maria. Se pregătește familia Costache, Ionel și Ileana. Se pregătește familia Cotterlan, Marcu și Rodica. Se pregătește familia Dămoc, Neculai și Alexandrina. Aici facem o bolță. Haideți, domnul, aici. Stai, stai, stai.
Se pregătește familia Dudău, Constantin și Doina. Se pregătește familia Fociuc, Ilie și Maria. Se pregătește familia Gânju, Mihai și Paulina. Sănătate, toate cele bune. Hai să zicem mai aproape de veniți. Aici am spendeat dumneavoastră. E normal. Aici privim, avem timp. Mulțumim. Trecem pe la colega mea, da? Se pregătește familia Gavriluță, Costache și Ecaterina. Se pregătește familia German, Toader și Aurica. Se pregătește familia Gimpu, Dumitru și Maria. Se pregătește familia Gotcu, Vasile și Tatiana. Se pregătește familia Guluță, Gheorghe și Paulina. Se pregătește familia Hârțan, Gheorghe și Maria. Să ne dați la mulțumesc și pe zi, la colega mea.
Se pregătește familia Huțan, Ioan și Maria. Se pregătește familia Iacob, Aurel și Maria. Se pregătește familia Irimia, Dumitru și Elena. Se pregătește familia Irimia, Dumitru și Lucica. Se pregătește familia Lupu, Mihai și Alexandrina. Se pregătește familia Mintal, Constantin și Rodica. Se pregătește familia Olaru, Constantin și Elisabeta. Se pregătește familia Olteanu, Vasile și Maria. Se pregătește familia Patel, Constantin și Elena. Se pregătește familia Răducanu, Gelu și Mariana. Mulțumesc.
Se pregătește familia Scorțanu, Gheorghe și Aurelia. La colega mea, da? Am anunțat familia Scorțanu, Gheorghe și Aurelia. Ecaterina și Constantin Severin. Se pregătește familia Sobek, Brumă, Constantin și Maria. Se pregătește familia Stoican Ion, Romulus și Elena. Se pregătește familia Tanasă, Gheorghe și Maria. Se pregătește familia Tanase, Vasile și Elena. Se pregătește familia Teleman, Gheorghe și Anica. Se pregătește familia Teșu, Vasile și Georgeta. Haideți să facem o poză. Domnul Gheorghe. Domnul Gheorghe, facem o poză. Haideți să facem o poză. O poză, Așa, și domnul aici, o poză. Se pregătește familia Ulea, Andrei și Emilia. Haideți să facem o poză.
Se pregătește familia Vasiliu, Dumitru și Maria. Se pregătește familia Vasiliu, Gabriela și Emilian. Și familia văduva Cornel și Ștefana. Doamna Ștefana, la mulți ani și o diplomă, așa că domnul Cornel s-a mutat de bărbă cine vorie. Am mulțumit și o felicitare și aici mai aproape de ești. Sunt pe doamna Lăbătorat, vreau să vă mai rețin atenția un minut, să vedem dacă din familiile care nu au ajuns la început, au ajuns între timp și vă rog să răspundeți, Ecaterina și Paul Teodorescu. Aurelia și Gheorghe Scorțanu. Angela și Marcel Munteanu. Elena și Nicolae Mircescu. Georgeta și Petru Hurghiș. Elena și Ștefan Haudă. Florica și Ștefan Dascălu. Aurica și Alexandru Ciobanu. Aurica și Grigore Chirilă. Și Olivia și Dumitru Andrieș. O să le transmitem ulterior aceste diplome și felicitări. Vreau să vă informez că toate pozele pe care le-am făcut noi aici la Brad, undeva cam în 40 de minute, vă vor fi înmânate în format fizic. Practic avem o imprimantă și vă dăm în 40 de minute și câte o poză fiecare dintre dumneavoastră să avem amintire împreună, da? În regulă. Mulțumim mult, multă sănătate în continuare. Doamne ajută!